tromboza este formarea unui trombilor sau cheag care blochează vasele de sânge și poate migra prin vasele de sânge, blocarea altor vene și generatoare de consecințe mortale. Factorii de risc pentru tromboză sunt mulți și toate diferite unele de altele. Poate fi declanșat de un factor ereditar sau de o afecțiune supraponderală sau obeză, de prezența bolilor cronice sau de leziuni. Fumatul și nevoia de a rămâne nemișcate după operație sunt alte două cauze care pot declanșa cheaguri de sânge. Principalele semne de avertizare ale trombozei sunt durerea, inflamația și senzația de căldură în zona afectată, aproape întotdeauna picioarele, gleznele, dar și roșața și umflarea. Deoarece aceasta este o stare destul de periculoasă, este necesar să consultați un medic în prezența primelor simptome. Principalele consecințe ale trombozei sunt infarctul miocardic, tromboza pulmonară și accidentul vascular cerebral. Tratamentul trombozei depinde de fiecare caz și de gravitatea acesteia, dar poate consta în consumul de medicamente anticoagulante, utilizarea de ciorap de compresie elastice sau alte tratamente indicate de medic.